ați venit. Avem astăzi o deosebită plăcere să avem alături de noi la o activitate a Centrului de Informare Eurodirect Bacău, găzduit de Universitatea Vasile Alexandre din Bacău, pe domnul profesor universitar, doctor inginer habilitat Carol Șnachovski. Bine ați venit! Mi-am permis să-l prezint pe dumnealui întâi în calitate de gazdă și alături de dumnealui, dar aș vrea să vă spun încă de la început, nu în dialog cu domnul profesor, ci în dialog cu dumneavoastră, pe domnul doctor inginer Anton Pal, șef departament dezvoltare proiecte de la Asociația Aerospațială SA. De formație fiind filolog, am căutat în momentul în care am pregătit acest cover, a fost un text pentru Facebook, o imagine suficient de sugestivă. Practic, e o metaforă, am putea spune, vizuală, dar nu aș vrea să o luați în sensul că, da, în funcție de cum sunt dispuși dumneavoastră în sală, ar fi acea interacțiune între om și robot. Domnul Anton Pal este aici în calitate de reprezentant al uneia dintre, din fericire, supraviețuitoarele industriei băcăoane și exact în această calitate am dorit să vi se adreseze, pentru că știm la fel de bine că dintre toate regiunile Europei, din păcate, cea în care noi locuim, și anume regiunea Nord, dezvoltare Nord-Est, este una care, la foarte multe capitole, nu stă tocmai bine, vorbind de eufemistic. Și atunci am să-l invit pe domnul inginer Anton Pal să vă dea câteva repere legate de activitatea care are loc în departamentul din care dumnealui face parte și nu mai face parte, dar îl conduce, pentru că cred că asta este un element relevant, urmând a domnul rector să vorbească din postura de, să spunem, reprezentant al instituției noastre care e direct preocupată de cercetare și inovare în domeniul ingineriei și mai ales al tehnologiilor. Bine v-am găsit! Mă bucur că am fost invitat la o astfel de întâlnire. Subiectul înțelesesem că se referă la noua revoluție industrială, industria 4.0. O să fac eu o introducere respectiv plecând de la a defini noțiunea. O să fac și un mic istoric legat de etapele pe care le-a parcurs industria de când a apărut și apoi o să vă povestesc și câteva lucruri pe care noi le derulăm deja în Aerostar în favoarea celei de-a patra revoluție industrială 4.0. Deci, în primul rând, industria 4.0 a fost, sau noțiunea de industrie 4.0 a apărut sau a fost definit pentru prima dată în 2011 la Hanovra cu ocazia expoziției mondiale de tehnică din Germania. Și de fapt, se referă la noul val de dezvoltare tehnologică care presupune fuziunea între tehnologia digitală și procesele clasice de fabricație pe care le cunoașteți. Sigur, aceasta înseamnă un proces de producție care se automodelează permanent, înseamnă un dialog nemijlocit între utilaje, mașini, logistică, produs,
și, bineînțeles, operatori și oameni, care comunică în permanență prin intermediul internetului, ca să fie mai simplu. Tot lanțul ăsta definit astfel include toate etapele dezvoltării unui produs, adică de la idee, la concepție, apoi proiectare, apoi fabricație, apoi, să zic, exploatare sau utilizare produsului și să încheie chiar cu reciclarea produsului. Asta ca să vă faceți o imagine cam despre ce e vorba atunci când ne referim la Industria 4.0. Industria 4.0 înseamnă, deci, a patra revoluție în domeniul tehnologic al fabricației produselor. Istoric vorbind, lucrurile s-au întâmplat astfel. Prima etapă sau prima revoluție industrială tehnologică, vreau să zic, a fost definit ca fiind perioada în care industria manufacturieră a fost, să zic, dezvoltat pe baza puterii, să zic, al apei și respectiv al aburului. Ne referim acum la perioada anilor 1784. Apoi, a doua revoluție industrială a apărut, să zic, prin jurul anilor 1870, când a apărut energia electrică, când au apărut benzile rulante pentru fabricație, pentru asamblarea produselor. A treia revoluție industrială datează din perioada noastră, cam din 1969, atunci când procesele de producție au fost puternic automatizate, când s-a aplicat intens rezultatele din domeniul electronicii și, mă rog, au fost utilizate și se utilizează și astăzi mijloacele IT. Deci, în momentul de față, noi suntem în a treia revoluție industrială, tehnologică, ca să zicem așa. A patra revoluție despre care vorbim astăzi e un concept care încă nu este perfect definit. După apariția și enunțarea în Germania, sigur că guvernul german a organizat consorții, să zic, colective de cercetători care lucrează la noul concept. Astfel că lucrul ăsta se întâmplă astăzi și în Franța, și în Germania, și în India, și în China, și în Italia, aproape în toate țările dezvoltate. Problema e că celelalte țări trebuie să se pregătească de pe acum, că altfel vor fi ușor depășite și o să pierdă orice piață sau orice loc pe care îl au deja. Vă mulțumim, domnule rector. Considerați că Industria 4.0 este, de fapt, la momentul de față doar un concept sau e deja o realitate? Industria 4.0 deja devine realitate și va fi un șoc. Este revoluție industrială. Dar această revoluție industrială, pentru prima dată, va avea consecințe în viața socială. Celelalte trei revoluții au afectat doar industria, doar angajații și eventual angajații din industrie.
Acum această revoluție ne va afecta modul nostru de viață, modul nostru mai ales de socializare. Deja ați văzut, am început aceste probleme. Vor afecta procesele de relaționare. Vom relaționa și cu obiectele. Mergem spre o lume deci, nouă, a inteligenței. De fapt, ceea ce presupune Revoluția Industrială 4 există la ora actuală. Lucrurile sunt stabilite, numai că ele nu sunt înzestrate cu inteligență. Deci noua revoluție înseamnă să înzestrăm lucrurile care există cu inteligență. Ca să înțelegeți mai bine, pe viitor va fi mașina autonomă. Mașina autonomă nu ne va deplasa din punctul A numai în punctul B. Va ști că eu peste 15 minute voi avea nevoie de o mașină și deja o mașină va veni și mă va aștepta la ieșirea din universitate. Voi urca, mașina va ști că eu voi merge acasă, va da comandă centralei termice să pornească, va da comandă aragazului să facă o friptură, va da drumul la mașina de spălat, haine la mașina de spălat, vase. Lucrurile acestea există și acum, numai că trebuie să le apăs și eu niște butoane. Sau trebuie să apăs pe un buton pe telefon, adică într-un program. Nu, în viitor acestea vor fi automatizate. Numai la simpla mea gândire deja se vor întâmpla aceste lucruri. Deci asta e esența revoluției, inteligența artificială. Ajung acasă, intru în casă, casa inteligență va spune, ieși afară, nu te ștergi pe picioare. Mă șterg pe picioare, intru la masă. Mă duc la să servesc masa, masa inteligentă, nu te-ai spălat pe mâini, nu te spală-te pe mâini. Mă duc seara la culcare, patul inteligent, nu te-ai spălat pe dinți. Mă duc, mă spăl pe dinți. Deci vor apărea aceste lucruri. Deci toate obiectele vor avea inteligență. Și pe viitor, toate obiectele vor avea internet. Deci totul va fi conectat, va fi o rețea globală de internet pentru lucruri și pentru noi. De asta zic că relaționarea, deci va fi cu totul și cu totul diferită față de ziua de astăzi. Toate revoluțiile nu au fost numai benefice, au avut și părți negative. Prima revoluție industrială a însemnat utilizarea de fapt a muncii mecanizate. Am renunțat la munca fizică, la mușchi, am trecut la munca pentru motoare, nu pentru oameni. Deci am pus motoarele să lucreze în locul nostru. Acest lucru a creat probleme sociale destul de mari. Au fost vechile țesătorii unde lucrau zeci de mii de oameni care s-au trezit șomeri. Că aceste mașini și aceste războaie de țesut moderne le-au luat locul. Au fost vărsări de sânge la Lyon, au fost mari manifestații care au rămas în istorie. Deci au fost probleme sociale mari, dar au fost punctuale acele probleme. După aceea, a doua revoluție au constat mai mult în introducerea muncii în flux tehnologic. Prima revoluție s-a bazat pe muncă înalt calificată, a doua revoluție a venit cu muncă slab calificată. Înainte, dacă să înțelegeți, automobilele se făcea de o singură persoană de la cap la coadă, au venit Ford, automobilul se face de 100-200-300 de persoane, fiecare pe bucățică lui. Și putea să califice orice necalificat să facă să lucreze în industria auto. Deci prima a fost motorul, a doua a fost curentul electric legat de aceste lucruri, a treia revoluție se datorează cele mai mari și diabolice invenții ale omului. Tranzistorul. Deci noi suntem dominați acum de tranzistor. Omenirea a plecat din epoca de piatră și a ajuns acum la epoca de nisip. Tranzistorul se face din nisip. Deci circuitele integrate, toată această tehnologie au la bază nisipul. Deci epoca de piatră sfărâmată. Acum, în aceasta suntem noi. Acum, din această a treia revoluție, mergem către a patra. Să-i dăm și inteligență pietrei, deci nisipului, siliciului. Îi dăm inteligență, îi transpunem această inteligență artificială. Da, eu știu că, de fapt,
ideea și mai ales scenariile legate de cea de-a patra revoluție industrială sunt unul dintre subiectele dumneavoastră favorite și înțeleg din ceea ce ați spus că considerați că scenariul în internet al lucrurilor este credibil. Am găsit, făcând puțină documentare, o afirmație a unei doamne director al World Economic Forum, Fulvia Montresor, care m-a intrigat cumva pentru că acest scenariu proiectează ca orizont de timp unul foarte, foarte apropiat. Și am aici declarația lumei și aș vrea de data asta dumneavoastră, așa, în calitate de participanți la acest dialog, să ne spuneți dacă considerați că acest scenariu este de fapt și de drept credibil. Și anume, declarația e următoarea. Până în 2020, aproximativ 22% dintre automobilele din toată lumea vor fi conectate la internet. Este și o cifră, 290 de milioane de vehicule. Iar până în 2024, mai mult de jumătate din traficul internet, de internet domestic va fi utilizat de electrocasnice și alte echipamente electronice. Deci direct de lucruri. Internetul accesat direct de lucruri. Ok. Promitor mai mult decât apropiat. Chiar prezent. Chiar prezent. Okay. Ne permitem noi, deocamdată, dar există tehnologia și se poate achiziționa absolut orice obiect electrocasnic conectat la internet și de pe telefonul mobil controlat, cum a zis domnul rector de oriunde. Dacă e să ne gândim doar la activism. Nu e accesibil financiar multora, dar există. Am înțeles. Deci credeți că viitorul le aduce și mai aproape. Dacă ne obișnuim foarte repede cu noile tehnologii. Gândiți-vă că acum 20 de ani formam la disc la telefon. Da? Sau, mă rog, unii mai mulți aveau butoane la telefon. Acum vedeți că pe telefon avem tot. Da, este foarte adevărat. Da, chiar vă rog. În toată povestea asta a industrializării, aș zice că, într-adevăr, exact așa cum a spus domnul rector, automatizarea și mai nou digitalizarea... Nu trece pe digitalizare, inteligentizarea! Da, convenirea de inteligență, practic, da. Dar au venit și cu beneficii, dar și cu dezavantaje sau lucruri care ne cam sperie. Aș vrea dacă puteți merge pe această linie, să vă gândiți care sunt, de fapt, și drept cele mai mari avantaje și cele mai mari dezavantaje ale acestei prospective noi revoluții industriale. Poate vă vor da... Îi propun pe studenți. În domeniul automobilistic, transportul. Hai că aici băieții sunt mai ancorați. Cel mai mare avantaj ar fi că vom câștiga foarte mult timp, devenind toate mai eficiente prin inteligența artificială. O să apară mașina inteligentă. Câștigăm timp. Vă dați seama dacă apare mașina inteligentă, 295 de milioane de șomeri, cel puțin că sunt mașini care sunt deservite de 2-3 persoane? Adică ce consecințe dramatice vor apărea? Da, vă rog, am văzut să... Da, vreau să... Nu știu dacă merge... Merge, nu? Așa, da, sus. Da, dacă sunt un pic mai aproape. Sus să dau. Da. Sus. Da, da. Să te mai aveam. Dar ce vreau să zic, consecințele sunt destul de mari. Dacă ne referim la resursa umană, e clar că roboții or să înlocuiască în multe, multe activități resursa umană. Însă, eu sunt de părere că în momentul de față nu putem să fim și să facem o prognoză. Dar chestiunea este că și învățământul și nomenclatorul de calificări va trebui adaptat la noile realități. O să apară normal disciplină noi, o să apară calificări noi, acolo unde, să zic,
inteligența artificială nu poate fi, nu poate înlocui operatorul, ca să mă refer așa în general la, la toți. Eu zic că nu, e, nu trebuie să fie nicio disperare. Problema e, noi, ca țară, trebuie să ne pregătim, dar nu numai noi, și celelalte țări. Țările dezvoltate deja sunt cu un pas, dacă nu cu mai mulți pași înaintea noastră, în sensul că automatizarea este dusă până departe, roboții industriali peste tot, mai ales în industria auto, de exemplu. În industria în care activez eu, mai puțin. Pentru că sunt niște cutume, sunt niște percepții, munca fizică încă, sau mă rog, este prea multă muncă fizică în momentul de față în aviație. Iar normele, reglementările aeronautice trebuie schimbate și ele, dar să știți că se schimbă foarte greu. Și ca să fac o paranteză, ați văzut că două avioane Boeing MAX, după softul introdus, au avut și două accidente, până în momentul de față. Ceea ce înseamnă pentru Boeing o palmă, ca să nu zic că o să fie dificil. Noi chiar la Eurostar ne-am și autorizat ca să-i primim în, în activitatea de mentenanță. Deci, sigur, sigur că o să trebuiască revizuite standarde, să trebuiască să, să apară standarde noi, care să asigure securitatea datelor. Problema se pune cum să asigură securitatea și cine este proprietarul datelor. Nu se știe deocamdată. Dar de-aia am spus că sunt o mulțime de colective care se străduiesc să, să zic așa, să definească toate etapele noi revoluții și o să trebuiască și să apară și un consens, pentru că altfel nu se poate. Acum sunt consecințe aproape în orice domeniu. În medicină, în agricultură. Apropo de drone, eu pot să vă povestesc ce știu eu despre drone și cât de mult s-au dezvoltat ele. Dronele ce sunt? De fapt, niște roboți industriali, dar care pot să și zboare. Unde nu... adică, cred că nu este niciun document în care să nu poată fi utilizate în momentul de față dronele. Și sunt și specializate și așa mai departe. Folosim, sau pot, au apărut drone folosite pentru securitate, pentru cartografiere, în agricultură, în construcții, în inspecția construcțiilor și în medicină, în foarte, foarte multe locuri. Dar să continui. S-au elaborat softuri care pot să scrie ele, să zic, programe, softuri care au aplicații, să zic, în artă, pictură, în muzică, în foarte multe locuri. Da, temerea că oamenii vor rămâne la un moment dat fără locuri de muncă, tocmai pentru că roboții sau mașinile sau vor prelua. Senzorii s-au dezvoltat fantastic. Ce să mai zic? Da, vor prelua rolul lor. A existat și, așa cum a spus domnul rector, manifestații și chiar... Sisteme cibernetice puternice, care, care împreună cu, cu tehnologia digitală controlează și optimizează orice etapă din ciclul unui produs. Tu ai zis de timp,
dar trebuie să măsurăm bani până la urmă. Nu? Deci ciclul de producție sigur o să fie altul. Și mai controlat, cu resursă umană decât în pozițiile de decizie. Dar care decizie? Care nu sunt prise în aria sistemelor cibernetice, nu? În care, sau unde omul trebuie, sau operatorul trebuie să ia o decizie. Că nu scrie în program, în software respectiv. Că nu e prevăzut o situație de genul. Altfel, situațiile astea sunt rezolvate de inteligența artificială. Noi trebuie să vorbim acum despre fabrici inteligente. Unitățile de producție se transformă în fabrici inteligente. Da, domnule, să revin la ceea ce vă rugasem la început, dar într-o altă formă. Credeți că instituțiile de învățământ academice sunt, cel puțin în domeniul inginerii pe care dumneavoastră cunoașteți foarte bine, sunt pregătite ca pe piața muncii să aducă niște specialiști care să facă față provocărilor noii revoluții, celei de-a patra revoluții industriale? N-am terminat cu tipul de specialist pentru a patra revoluție, pentru celelalte trei am spus. A patra revoluție industrială va cere specialiști extrem de înalt calificați, să văd. Chiar ultra calificați pe deosebire de celelalte revoluții. Aveți marele noroc că sunteți la vârsta la care vă puteți califica pentru aceste noi meserii. Care va fi meseria viitorului, cea mai bună, nu știe nimeni. Încă ea nu s-a inventat. Dumneavoastră o să le prindeți și o să vă trebuiască să vă recalificați pentru acele noi meserii care vor apărea peste 2, 3, 4, 5, 10 ani de zile. Deci cât mai trăiți dumneavoastră, cred că vă trece prin cel puțin 5-6 cicluri de perfecționare. Învățământul superior românesc este într-un proces la ora actuală de adaptare la această revoluție industrială 4.0. Puteți vedea cine face inginerie și la noi în universitate. Poate să observe că deja desenul tehnic, proiectarea, nu se mai face cu creionul și planșeta. Deja se fac prin sisteme expert, super inteligente. Avem norocul că deținem cele mai performante produse la nivel mondial. Avem o colaborare directă cu firma Siemens, care ne livrează ultimele noutăți în domeniu. Deci suntem cei mai conectați la aceste noi tehnologii. Fabricația, la ora actuală, se face asistat de calculator, deci se studiază la noi în universitate. Instrumentația este virtuală. Avem cursuri de instrumentație virtuală puse la punct de cel mai mare fabricant din domeniul National Instruments din Statele Unite. Ne preocupăm de studiul structural, de analiza cu elementele finite, care este ingineria de vârf, care se studiază de asemenea la noi în universitate. Ca să nu ne lăudăm, cred că suntem singura universitate care dispunem de aceste tehnologii. Nu că dispunem, le și utilizăm pentru studenți. Că și alte universități dețin tehnologiile, dar nu sunt introduse în curiculele pentru studenți. De câte ori a fost noaptea cercetătorilor la noi la universitate, facultatea de inginerie întotdeauna a atras foarte, foarte mulți nu numai tineri, da? Foarte multe persoane de toate vârstele, interesate de maniera în care funcționează, de exemplu, imprimantele 3D. Nu sunt genul de tehnologii la care oricine să aibă acces. Și am ajuns să gândim chiar departe cu ce s-ar putea face, sau poate lucrurile astea deja se întâmplă. Recunosc că personal nu am idee dacă deja s-a încercat. Dacă
reușiți să introduceți codul respectiv. Noi o să vă rugăm pe rând să răspundeți la cele două întrebări. Prima este, sunteți de acord cu construirea de urbane umane artificiale cu ajutorul datelor 3D? Răspunsul aici e simplu, doar cu da sau nu, dar în funcție de câte răspunsuri veți avea afirmative și câte negative, o să vă rugăm măcar unul dintre dumneavoastră, dacă nu mai mult, să justificați de ce ați fi de acord asta și în ce scop. Da? Deci pentru ce să se folosească astfel de imprimante. Există multe controverse în folosirea noilor tehnologii în privința scopurilor în care ar putea să fie folosite, pentru că ele de cele mai multe ori au fost create, cum spunem noi, pentru o cauză nobilă. La ce au ajuns să fie folosite, asta da, depinde de utilizatori și de interesele celor care le-au perfecționat și le-au dezvoltat. E clar, în mod covârșitor ați ales da, dar aș vrea chiar rugăm să ne spuneți în ce scop sau la ce anume ar ajuta, da, dacă ar putea fi create aceste organe umane artificiale. Care dintre următoarele dispozitive tehnice ați fi de acord să le purtați, să le folosiți? Da? Deci în situația în care chiar ați avea nevoie de ele, da? Care considerați că... acum trebuie să mergeți în... Exact, îl dezactivați și mergeți la... Ok. Bun. Sunt sigură că se văd până în spate, dar... Bun, dispozitive medicale implantate, da? Per exemplu, senzor de glicemie, dispozitive cardiace, apoi echipamente sportive conectate la internet, haine încălțăminte, și a treia, telefoane mobile implantabile. N-am inventat eu, asta chiar am găsit-o ca următorul pas în folosirea acestor gadget-uri. Acceptați doar până la un punct fuziunea între om și dispozitivele tehnice. Dar de ce? Trebuie să aveți și cumva și o motivație. Haine cu senzor sau, mă rog, au apărut, dar au fost sau inspirate de la costumele pe care le poartă în misiune cosmonauți. E un lucru bun, dar eu știu dacă nu există, dacă nu pot fi întregumințate și în alte scopuri. Umane, mai puțin umane. Acum să vă spun două lucruri care au plecat din domeniul militar și au intrat în domeniul civil. Primul, laserul. Primele lasere aveau ocupau spațiu mai mare decât această aulă. Acum știți, laserul avem toată lumea, acea luminiță roșie cu care îl proiectăm pe perete, deci s-au miniaturizat foarte mult. Deoarece armata a dat documentația în lumea civilă. Deci a ieșit din domeniul militar și a devenit civil. Al doilea lucru, care îl cunoaște și mai bine, este internetul. Internetul la început a fost o rețea militară americană. Acei militari au fost neinspirați, au chemat un grup de profesori universitari să optimizeze mai bine rețeaua. Ei când s-au întors acasă, au încercat, că erau de la universități diferite, au încercat să comunice între ei. Și așa au luat naștere marea rețea de astăzi, internetul. GPS-ul și el a fost în domeniul militar. Păi nu, că este și acum, are și componentă militară, dar și componentă civilă. Asta este americană, dar avem și noi programul în Europa, GLONASS. Galileo, GLONASS-ul e la ruși. Da. Da, că și Rusia vrea. Aproape de și dacă nu mă înșel, și China vrea să-și facă propriul GPS. Au și chinezii satelit. Dacă vă uitați acum 10 ani, dacă aveați un navigator, se conecta la 4, 5, maxim 7 sateliți. Acum numărul sateliților este foarte mare, deoarece avem acces la mai multe rețele de sateliți, nu normal. Da, așa. Cea europeană.
Da, și din fericire la nivel european avem acest sistem Galileo care... Programul Galileo, exact. Care nu știu dacă s-a finalizat complet, dar oricum sunt foarte avansați și eu, dacă țin minte, am colaborat și noi în programul ăsta cu... Am fost partener în câteva programe de cercetare al Uniunii Europene. Bineînțeles, cu alte institute din domeniul nostru, aeronautic, în special cu cele din București. Da. În cazul Agenția Spațială Română. Da. Și de aia știu că Galileo ar fi trebuit să fie aproape la spre finalizare. Da. Cert este că sateliți au lansat, dar nu știu câți încă. Da, e unul dintre programele care clar ia amploare și în care se investește continuu. Da. De altfel, pentru că ați adus discuția despre investițiile, mai ales prin programe europene, în domeniul industrial, pentru că despre asta urmăm să vorbim. Tiblo a fost viitorul digital al Europei și pentru că voiam să atragem atenția că există cel puțin încă un program, și anume InvestEU, prin care Uniunea Europeană, sau de la Uniunea Europeană, pot fi atrase fonduri semnificative, bineînțeles cu condiția să fie depuse și proiecte, pentru că asta este una dintre problemele principale. Dar voi, în calitate de studenți, vă reamintesc că puteți beneficia prin intermediul programului Erasmus și acordurile pe care universitatea noastră le are încheiate cu universități partenere din străinătate, de accesul la laboratoare, la alte laboratoare și tehnologii pe care poate, aici la noi la universitate nu le avem, deși domnul rector ne-a v-a spus deja că aici chiar stăm bine, și puțin pentru domeniul ingineriei, dar un schimb de experiență printr-un astfel de program, cu siguranță este un benefit. Noi o să ne pregătim să încheiem, dar nu înainte de a vă ruga, pentru că sunteți aici reprezentanți de la trei facultăți, de la științe, studenții de la informatică, de la inginerie, de la mai multe facultăți și chiar și de la litere. Avem câteva dintre masterandele care sunt voluntari la EuroDirect. Să vă gândiți totuși la o întrebare pe care ați putea o adresa invitaților noștri din perspectiva voastră sau intereselor pe care le aveți voi în acest, în acest domeniu. Și credeți că în acest, să spunem, viitor digital al Europei și numai al Europei, care să ne aducă mai multe beneficii din cea de-a patra revoluție industrială sau sau oricare altă arie de interes o puteți atinge, dacă nu printr-o întrebare, măcar printr-o opinie personală. Eu sunt convinsă că aveți nu numai opinii, ci și convingeri puternice atunci când e vorba de această, mai ales de pe parte fuziunea de tehnologii și pe de altă parte de transferul. Până să gândesc în lumea lor, vreau să fac o completare în ceea ce privește programele pe care le pregătește Uniunea Europeană în vederea facilitării dezvoltării Revoluției Industriale 4.0. Chiar aseară am observat sau am fost atent la o dezbatere care l-aveau domnilor de la Uniunea Europeană și acolo au pronunțat așa. Există un program nou care se cheamă Europa Digitalizată, care are un fond de 10 miliarde de euro și care o să fie aprobat și o să se deruleze din perioada 2011-2017. Da, 2011-2017. Acum sunt și la noi posibilități de a accesa fonduri, mă rog, să zicem, în programele... 2021, am zis. 2021-2027, da, așa este, am greșit.
La, pentru pregătirea asta care trebuie să o facă societatea, deci în România noi putem să accesăm fonduri pentru diverse etape sau capitole pregătitoare. În primul rând, prin fondurile structurale de la programul operațional competitivitate, am în două axele, sau cel puțin o axă, chiar are o denumire, dacă așteptați, vă pot spune, imediat. Și vreau să zic, în afară de programul Cadrul Orizont 2020, care și aici găsim în structură tehnologia informației și comunicațiilor și apoi altă axă, sisteme avansate de fabricație și prelucrare, la competitivitate, cel puțin axa a doua, se cheamă cam așa. Tehnologia informației și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă. Păi, înseamnă că dacă ne hotărâm, putem să găsim și bani pentru diverse proiecte. Da, pe viitor, pe deosebire, până cum este acum, avem fonduri de coeziune socială, de recuperare a unor decalaje. Da. Pe viitor, programele vor fi doar de dezvoltare. Îți dau un leu, dar trebuie să întorci doi. Deci filozofia finanțărilor viitoare se schimbă. Aici va fi o schimbare de paradigmă la care va trebui să ne adoptăm, să fim mai inovativi în acest sens. E clar că, neavând exercițiul acestui gen de interacțiune, de altfel dialogurile cu cetățenii, au fost inițiate de comisarii europeni, tocmai din dorința de a da glas sau de a lăsa și sau de a ajunge mai aproape de cetățenii europeni, pentru că, într-adevăr, au perceput ca fiind într-un tur de fir. Deci, sunt convinsă că dumneavoastră, avându-i, cel puțin pe domnul rector, chiar foarte aproape aici, puteți oricând să-i adresați astfel de întrebări, da? Era un prilej pe o temă mai specifică. Dacă chiar nu prindeți curajul să adresați, chiar rog. Mă uitam la rezultatul sondajului și mi-a atras atenția acest 9%, legat de răspunsul cu telefoanele mobile implantate. Cum reușim să trecem peste această barieră culturală? Pentru că foarte multe persoane sunt încă reticente la schimbare. Și mă uit aici cum majoritatea persoanelor sunt tine. Și sunt, au niște blocaje, probabil, de natură culturală sau probabil din lipsă de informații complete sau... oricum, momentan se respinge, văd că destul de mult și este lipită cu reticență ideea asta de schimbare, de digitalizare. Cum putem să acordăm oamenilor încredere în schimbare? Schimbarea nu depinde de noi. Ea se va produce natural. Este o celebră vorbă. Cel care reușește să se adapteze va supraviețui. Deci vom fi obligați să supraviețuim, deci va trebui să ne adaptăm la aceste noi tehnologii, nu vom avea încotro, din păcate. Ceea ce înțeleg este că noastră sunteți clar în favoarea schimbării și, bineînțeles, așa, în favoarea progresului. Uitați, progres, că am mai spus-o. Olandezii au trecut de la mașini la biciclete, China au trecut de la biciclete la mașini. Deci într-un interval foarte scurt. E bine? Nu-i bine? Vedeți, schimbarea nu-i totdeauna ceea ce ne dorim. Însăși, noua revoluție 4.0, 4 pentru că e a patra etapă și faza 0, nu? Că suntem la început. Se caracterizează printr-un mare grad de adaptabilitate. În ori, noi vorbim acum de domeniul industrial, dar să știți că lucrurile astea nu sunt numai la nivel industrial. Și în sănătate, și în educație.
Așa e. Zero, așa e. Și în educație, în educație normal. În cultură. În cultură, da. Ați văzut nouă ziar digital, există reclama. Bine, soția, ne băgăm capul în bula aceea și nu mai auzim nimic. Am și căsnicie, fără soț, fără soție. La distanță. La distanță. Virtual. Sau în imaginație, nu? Virtual. Da, mulțumim domnului director pentru acceptarea invitației și mai ales pentru dialogul purtat cu noastră și domnului doctor inginer Anton Pal, care a răspuns cu atâta amabilitate și deschidere invitației adresată de universitatea noastră și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.